Istoric, arheolog, profesor, academician, Emil Condurachi, prin studiile și cercetările sale, și-a legat indisolubil numele de coloniile grecești de pe coasta dobrogeană a pontului Euxin, interpretând pentru prima dată raporturile bilaterale dintre greci și băștinașii din Dobrogea. S-a născut în ianuarie 1912 la Scânteia, în județul Iași. La 7 ani nu credeam că pot să fiu altceva decât profesor de istorie. Și dorința asta și pasiunea pentru istorie a crescut în liceu. Când am ajuns la bacalaureat, toată lumea știa Condurache să face profesor de istorie. În facultate, la Iași, am format eu cursurile, tradiția arheologică era o tradiție veche. Și iată-mă că în anul întâi de facultate a fost solicitat de profesorul Tafrale. L-a început cu niște recenzii, mai apoi cu o foarte agreabilă propunere de a fi secretarul Muzeului de Antichități din Iași și la 20 de ani m-am pomenit, numit asistent la Facultatea de Litere din Iași, la Catedra de Arheologie. Până a urmat Școala Română din Roma, la 23 de ani, marele moment al vieții mele. Și după aceea a urmat 2 ani la Școala Română din Franța. Așa s-a întâmplat că mi-am făcut o teză doctorat din domeniul arheologiei vechi creștine din Balcan. Revine în țară urmând o strălucită carieră universitară. Profesor la Catedra de Arheologie a Universității din Iași, 1932-1940, apoi la Catedra de Numismatică și Arheologie a Școlii Superioare de Arhivistică, 1940-1947. Profesor titular de istorie veche și arheologie la Universitatea din București, șef al Catedrei de Istorie Veche, ulterior al Catedrei de Istorie Universală, decan al Facultății de Istorie. Am surprins că elevii mei și colaboratorii mei mă cheamă pater. Asta ar însemna, eu știu, și un tată mai afectuos cu copiii lui și un tată poate mai sever uneori. Aș zice că ca vechi dascăl acum am unit utilul cu plăcutul. Sunt un om calm la examene, dar nu sunt totdeauna comod. Între 1956 și 1970 a condus Institutul de Arheologie din București. A fost președinte al Societății Numismatice Române din 1958, membru fondator și secretar general 1963-1987 al Asociației de Studii Sud-Est Europene, vicepreședinte al Uniunii Academice Internaționale din 1967. Rezultatele cercetărilor sale au fost concretizate în importante lucrări științifice de istorie veche și arheologie. Profesorul Condurachi a acordat o atenție specială artei și religiei greco-romane, numismaticii antice și bizantine. S-a stins din viață în august 1987 la București. A iubit arheologia și a crezut în puterea ei. Interesul lumii pentru ce a fost în trecut e tot mai mare. Aș zice că arheologii sunt singurii care nu se tem că cercetarea cosmosului, prin mijloacele mai moderne, le va lua ce se cheamă pâine de la gură. Din contră, cu cât sunt oamenii mai înaintați în această formă nouă, care înseamnă structuri noi, care înseamnă adaptări ale omului la noile forme de civilizație, interesul pentru drumul parcurs până aici e tot mai mare. De aceea am impresia că arheologia românească stă bine și va merge și mai bine.